Asta urmează numai să scot diafragmele de polistiren și să-i mai dau două rame. Și am închis-o pe 10 rame. Da, asta e una dintre cele mai bune familii. Așa a ajuns să se dezvolte. O ierna pe 6 rame, i-a mai dat 2 rame. Bine v-am găsit la un nou video. Suntem pe 10 aprilie. A început din nou să se încălzească, vreme frumoasă. Ieri a fost o zi destul de frumoasă. Astăzi și mai frumoasă. Începe să se deschidă prunul și să zicem că am scăpat de valul rece, de frig. Acum arată zile frumoase în continuare. Vreau să deschid familia de albine, să vedem ce s-a întâmplat în acea săptămână care a trecut cu vreme rece. Am mai dat câte un pic de sirop tot a doua zi la familii, nu mult, în cantitate mică, ca să-l poată duce cum trebuie. O mai fost câteva zile în care s-a mai ridicat temperatura undeva, știu eu, la vreo 8 grade, 9 grade și am profitat de acele zile și am dat un pic de sirop. Mai ieșeau săracile albinuțele afară pentru că le trebuiau apă, le trebuia apă la puiet. Și acum am scăzut să deschid, să vedem dacă se simte acea perioadă, dacă familiile de albine au suferit și dacă au rămas, știu eu, fără hrană sau s-a întâmplat ceva în familiile de albine în care trebuie neapărat să intervin. Haideți să vedem împreună ce găsim. Voi deschide exact familiile care le-am deschis și data trecută. Să vedem ce situație găsim aici. Dau un pic să iau crestăturile astea de faguri care le-au crescut aici deasupra. Apropo, în aceste zile în care n-am putut umbla la albine, totuși mi-am făcut niște mofturi, niște plăceri care mie îmi place primăvara când înfrunzește pădurea. Îmi place să mă duc după ciuperci, îmi place să mă duc în pădure, să culeg leurdă, să culeg urzicuțe. Pe celălalt canal al meu, Natură și Aventură cu Nelu, acolo cei care doriți puteți să vizionați acele filmulețe, am găsit și chiar și acea ciupercă interesantă, coda curcanului, ciupercă care au început specialiștii să o folosească pentru a vindeca diferite forme de cancer. Așadar, cei care sunteți curioși să vedeți și vă place natura și plimbările prin pădure, acolo voi posta astfel de filmulețe. Hai să vedem ce e aici. Uite că aici e ultima ramă. A început să-și adune ceva nectar proaspăt aici. Deci ce se vede aici e nectar proaspăt. Pe ultima ramă. A ieșit puiet.
O ieșit puiet, se vede că s-au populat ramele. Ia uite și aici o ramă frumoasă. Într-adevăr o consumat, dar uite, puietul e până jos. Se pare că nu a suferit. Nu a suferit. A fost folia pusă pe ele. Albinele au fost destul de strânse. S-au populat ramele. N-am spart cuibul pentru că m-am așteptat la vreme rece. Mult puiet care trebuie să iasă aici. Sunt două rame de puiet care va trebui să iasă în următoarele zile. Să vedem dacă va trebui să-i dau ramă. Cu siguranță va trebui, dar uite și aici am puiet căpăcit, a treia ramă. Aici și mătcuța. Dar are puiet. Se pare că hrana au consumat și era de așteptat. Era de așteptat să consume, dar acum, având în vedere că e timp frumos, nu se pune problema, aș vor acumula ele necesarul de hrană. Eu nu mai umblu cu sirop. Uite, de aici a ieșit puietul. Se vede zona asta tot și o dată din nou. Deci se vede aici puiet. Matca nu s-a întrerupt ponta. În aceste zile se vede acolo în celule puietul. Hai să vedem cum se ținde. Se vede puiet care-i ouat continuu. Da? Se vede. Deci nu s-a încetat ponta. Tocmai din cauza faptului că am dat sirop de miere și ele au reușit să ponteze în continuare măcile, având în vedere că au fost rece, dar da, la asta va trebui să-i dau ramă, pentru că uite și aici e foarte mult puiet căpăcit care trebuie să iasă. Care trebuie să iasă. Nu o să-i dau fagure artificial. Îi voi da fagure clădit. Un astfel de fagure o să primească fagure clădit. Așa procedez eu. Când lipesc fagurii de la partea de jos, lipesc foița și uitați, mi-o construiește frumos până sus. Deci de aici încep la partea de jos și atunci ea le construiesc frumos. O să-i pun aici a doua ramă. Să agit un pic. Trage un pic de vânt și nu le place, probabil. Bun. Deci am băgat rama asta aici. Următoarea intervenție când o fac, o să-i bag rama aici, penultima. Deci aici se termină puietul. Aici, între ultima ramă și penultima, îi voi da o nouă ramă. Aia s-ar putea să fie un fagure artificial. Deci nu s-ar putea, 100% va fi un fagur artificial peste vreo 3 zile. Cam așa, peste vreo 3 zile revin și atunci la familiile la care am băgat. Deci aici îi voi da rama cu fagur artificial între ultima și penultima. Peste vreo 3 zile aproximativ. Până atunci
ele se vor ocupa de această ramă. Se anunță timp frumos, în încălzire, toată săptămâna aici la mine în zonă, așa că pe sfârșitul săptămânii va ieși puietul care îl mai am acolo, începutul săptămânii viitoare, cel târziu, puietul căpăcit în mare parte și vor fi, va trebui probabil săptămâna viitoare să mai dau ramă și să va închide cuibul. Bun. Acum folia înapoi pe stup. Nu mai dau nici sirop, nu mai dau nimic, pentru că e vreme bună și își adună. Își adună. S-a deschis și familia care a mai deschis-o în film, în videourile mele. Asta îi, după cum se vede, 8 rame. Asta trebuie să îi dau 2 rame. Neapărat. Pentru că cu siguranță puietul care iese nu va mai avea spațiu. Albina nu va mai avea spațiu. Ia să vedem ultima ramă. Asta mă interesează. Da. Asta o primi numai exact la hrănitor, pentru că n-am avut cum să îi dau altfel. Și da, are pe ultima ramă, după cum se vede, aproape la nivelul celulelor cu hrana, deci și-o adunat. Deci la asta va trebui să dau ramă. Să-i dau 2 rame și să o închid pe 10 rame. Așadar, până la un nou video, eu vă doresc toate cele bune și să ne vedem cu bine!